Mă numesc Ion Guzun, fisiorului Gheorghi Guzun și Feodora, mama din Brăslăceni, tata băștinaș din satul Mândăcești. Aici, în satul Mândăcești, m-am născut, aici am copilărit. În satul Mândăcești am absolvit școala primară. După absolvirea școlii primare, am absolvit și colegiul de transport și drumuri. Ca toți bărbații pe timpul sovietic, am făcut și armata, în armata sovietică. După armata sovietică am activat în direcție de construcții de la Asociația de Producere Ghibrid. Am activat 5 ani de zile. Dar fiind fișorul unui tâmplar și nu numai tatăl a fost și bunelul, și după ce m-am înțeles și străbunelul tâmplar, îmi plăcea foarte mult tâmplăria. Și m-am angajat la uzina de tractoare, ca șef de gardă la unitatea de pompieri. Avem timp liber și eram și facem tâmplării de acasă. Acoperim casă, facem uși, geamuri. Și într-o bună zi, soția s-a aprins de ideea de a face moara. Asta a fost în 91, toamna anului 91. Se distrămase Uniunea Sovietică. De acum a fost să găcăcepă. Și ideea de a face ceva, practic, s-a schimbat roata vremii, istoria s-a schimbat. Ideea soției de a face moare m-a înflăcărat, a prins fir la mine. Și eu imediat am mers pe la diferite moare din Moldova. M-am uitat, am văzut și prezent o moare. Cum? Îi desfășurat lucru, activitatea la omoară. Și am început a activa, am început a acumula, a pregăti materiale de construcții pentru a ridica moara. Și domnul Cazacu de la Coșernița, 93, toamna anului 93, el dăduse drumul la moară. Când l-am văzut la televizor, imediat, a doua zi am fost la dânsul cu o șampanie, ia că eu le-am îngrăcești, dar ideea de a face moară de a mă să învârte la noi, de 2 ani de zile de a era. Dar aici ne-am spus că cât era război pe Nistru, noi încă acumulam materiale. Aducem piatră, aducem. Și când am văzut că s-a început război, cui mai trebuie moară, mai arde pământ sub picioare. Dar după ce s-a terminat, s-a liniștit, hai iar din nou ideea. Am prelungit mai departe. Și am activat, activând la direcția de construcții la Porumbeni. Direcția de construcții la Porumbeni a făcut 3 uzine de calibrare pentru producerea porumbului, semințe de porumb, dintre care una la Căușeni și alta la Drochia. Cu utilaj sovietic, cu utilaj rusesc, cum era atunci. De unde majoritatea utilajului l-au adus la Nijni Novgorod, de la Melinvest, uzina care face mori în toată Uniunea Sovietică și nu numai Uniunea Sovietică, face și în tot lagul socialist. Mori. Acolo, având o cunoștință, așa, verbal eram cunoscuți, m-am dus, m-am adresat și practic de acolo o luat naștere moara cu productivitatea de o tonă de grâu pe oră. În vara anului 96, am adus moara de acolo, de la Nijni Novgorod. În timp de o lună de zile am montat-o. A venit personal constructor general de la Nijni Novgorod. Aici, că a fost un credit de la Banca de Dezvoltare și Reconstrucție pentru nemijlocit, a fost un practic, niște cerințe foarte dure, că Nijni Novgorod a primit banii după ce a curs făină la moară, practic. Așa au fost niște condiții, așa au fost. Așa au fost condițiile creditului, așa au fost acreditivul. Și iată, din 96 până în 2008, am activat cu moara asta.
Dar practic nu prin 2008, până în 2012. Până în 2012 am activat comoara asta, făceam o făină, nu vreau să spun că era cea mai bună făină din Moldova, dar aici în centru era o făină, una din cele mai bune făine. Eu ca tehnician m-am adâncit în tehnologie, m-am adâncit în secrețele murăritului. Dar, practic, ideea de moară, am început-o cu cartea. Mă duceam la bibliotecă, pe atunci că era Krupskaya, luam, conspectam cum funcționează utilajul, tehnologia murării, tehnologia în păstrare, prelucrarea grâului. Și iată asta, activând atâta timp, n-am putut sta indiferent. Doi copii, doi băieți care practic stâlpii mei, stâlpii noștri, urmașii noștri, care ne-au adus și 6 nepoți de acum, împreună activăm aici și practic, datorită fișorului mai mare, Valeriu Guzun, am reușit și am parcurs la proiectul care omoară absolut computerizate, automatizate, care analogic în Moldova nu există. Practic, datorită lui, minții lui, capacităților lui profesionale, că activând el puțin timp în Italia și ținând legături cu toți producătorii de utilaj, de murărit, practic, din Italia, și nu numai din Italia, din Elveția și din Germania, vorbind perfect italiana și s-a sușit și am făcut proiectul care astăzi se vede. În ce și privește afacerea. Ești o afacere, n-aș spune că nu este profitabilă, dar 100 de tone de grâu în 24 de ore, asta e o capacitate impunătoare. Și dacă comuniștii, de exemplu, aveau un program Satul Moldovenesc, noi, bineînțeles, că în mică măsură, dar partea noastră e de a întoarce banul înapoi în sat. Noi procurăm grâu din sat, nemijlocit de la producătorii mai de grâu, și, practic, fără intermediari, fără a trece grâu în bursă, producătorii de grâu beneficiază de un cumpărător stabil și la un preț de piață destul de bun. Asta și își privește partea afacerii, și își privește partea de tehnică. Datorită fișorului, sunt niște idei de a implementa încă feciorului Valeriu, de a face, de a împacheta, de a fasona făină de calitate în ambalaj mai mic, de 1 kg, de 2, de 3, de până la 5 kg. Asta e o linie iară aparte, asta e o afacere iară aparte, dar moara, asta e o afacere destul de profitabilă, aș spune. Vorbiți aici despre angajații și despre Andrei. Iată fișorul Andrei. El a terminat Academia de Studii Economice, s-ar părea că bursă și bănci și bursă de valoare. Dar s-a axat mai mult pe transport. Practic, transportul care îl avem aici și toate mașinile grele câte le avem, el le-a adus, el le-a contractat și el ține, practic, transportul la control, exploatarea, piesele de schimb, motorină.
Și vreau să vă spun că toate ceea ce se face, tot ceea ce s-a făcut până acum, nu s-ar fi făcut fără soția Vera Antonovna, Vera lui Anton Buzun, care având o experiență mare în finanță, în gestionarea banilor, nu s-ar fi făcut aproape nimic. Un ban gestionat corect, asta e jumătate din succes. Sigur. Vă mulțumim foarte mult și la mai mult și la mai mare.